urmează să facem niște fișe pe care înregistrăm concluziile. Deci ordinea vine, accesăm datele, selectăm informațiile, interpretăm și analizăm. Cam așa se muncește în cadrul acestui proiect. Înconjurată de elevii săi, Manuela Praja, directorul Colegiului Național Traian din Drobeta Turnu Severin, le-a explicat acestora că proiectul cu privire la studierea soarelui a ajuns într-o etapă nouă. Proiectul urmărind o furtună solară se găsește în a cincea săptămână, s-a finalizat evoluția întrebărilor despre soare și avem bucuria să constatăm din nou un răspuns remarcat de specialiști NASA și publicat pe site-ul oficial ca fiind un răspuns foarte bun și totodată trecem într-o etapă mai serioasă, spunem noi, a proiectului, în sensul că începem să creăm. Prima noastră creație va fi în decurs de o lună să realizăm un centru de vreme spațială aici la Colegiul Național Traian, sigur având la dispoziție baza de date oferită de site-urile specializate NASA. În laboratorul școlii, dar și acasă, elevii se pregătesc zi de zi, pentru ca la următoarele întrebări din cadrul proiectului să răspundă la fel de bine cum au reușit și până acum. Acest lucru este confirmat și de către cercetătorii americani. Până pe 31 ianuarie trebuie să creăm un raport de vreme spațială, trebuie să căutăm informații pe internet și imagini, să le analizăm pe acestea, dar deocamdată ne-a fost afișat răspunsul la întrebarea numărul 5, în care ni s-a spus că soarele are un câmp magnetic variabil. Ce înseamnă aceste lucruri? A fost întrebarea și ce este o gaură coronală. Răspunsul nostru a fost afișat la întrebare ce este o gaură coronală. Noi am explicat că sunt niște linii de câmp care nu se pornesc dintr-un loc, dar nu se mai întorc pe soare, ci continuă în spațiu. Acestea ne afectează și noi pe noi aici pe Pământ. Ne aflăm la a cincea săptămână și răspunsul nostru a fost afișat. Datorindu-se muncii în echipe, în principal. Da, este un motiv de bucurie, pentru că ne motivează să continuăm și să facem din ce în ce mai bine. Proiectul științific se va finaliza în primele luni ale anului viitor.